Sosind la 11 septembrie într-o vizită oficială în țara noastră, președintele federal al Republicii Austria, Franz Jonas, a fost salutat cordial de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și de alte oficialități române venite în întâmpinarea sa. O gardă militară a fost aliniată pe aeroport în onoarea înaltului oaspete. După prezentarea șefilor misiunilor diplomatice și a celorlalte oficialități române prezente la sosire, cei doi șefi de state au relevat în cuvântările de salut semnificația acestei vizite, expresia sentimentelor de stimă și prețuire existente între țările noastre. Pe arterele capitalei, mii de bucureșteni au făcut o călduroasă manifestare de bun sosit primului președinte al Austriei care ne vizitează țara. În după-amiaza aceleiași zile, la Palatul Consiliului de Stat, președintele Franz Jonas a făcut o vizită protocolară președintelui Nicolae Ceaușescu. În cadrul întrevederii, la care au participat oficialități române și austriece, președintele Consiliului de Stat a înmânat președintelui federal al Austriei Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. Președintele Franz Jonas a înmânat președintelui Nicolae Ceaușescu Marea Stea Ordinului pentru Merite al Republicii Austria. Vineri 12 septembrie au început convorbirile oficiale dintre cei doi conducători de state. A fost efectuat un schimb de vederi privind extinderea colaborării și cooperării dintre țările noastre pe baze reciproc avantajoase, precum și asupra unor probleme actuale ale situației internaționale.